Bună ziua, dragilor și buni, găsiți la întâlnirea cu Prof. Online. Iată-ne din nou la treabă cu gândul să ne apucăm de tema pentru acasă. Nu știu, am ia tema pentru acasă. Așa că... Numărul care împărțit la 7, dătătul 9 și restul 5 este egal cu... Numărul 9. Cine o fi ăsta? Așa încât n împărțit la 7 să dea cătul 9 și restul 5. Restul 5. Mă poți ajuta? Așa, da, problemele astea. Păi, de împărțitul. Da. Este egal cu împărțitorul cât plus restul. Era împărțit cu rest. Păi da, numărul, fii atenți, spune. Da. Numărul împărțit la 7, adică e împărțătorul, să dea câtul 9 și restul 5. Cine este ăla? A, de împărțitul ne întreabă. Da. Deci, zice, nu e egal cu, vorbește într-un timp, va ști. Egal cu 7 ori 9 plus 5. Așa, egal mai departe cu? Egal cu 60. Aia e un moment de ezitare, că tot fiecărui se întâmplă. Da. Da? Facem așa, de patru. 7 ori 9 egal cu 7 înmulțit cu 10 minus 1. Că 9 e 10 minus 1. Da. Și acum zicem, egal mai departe cu 7 ori 10, 70. Distributivitatea. Da. Minus 7 ori 1, minus 7. 70 minus 7? 10. Din 70, luăm o 10 și din 10 și a rămas 60 și din 10 ce scădem pe 7 și îi dă 3. Da? 63. Deci egal cu 63. Încă o dată facem. Ca să ne fie clar. Deci când avem momente de acestea, decât să dăm un răspuns la întâmplare, care ne costă foarte mult, gândim așa. Deci în loc de 9 zicem 10 minus 1, 10 minus 1, și distributivitatea înmulțirii față de adunare sau scădere, de 7 ori 10, 70, minus 7 ori 1, 7, și de 70 scădești pe 7, 63. Da? 63. Așadar, 7 ori 9, 63, plus 5, egal cu, vorbește? Egal cu 68. 68. Perfect. Altă întrebare. Completați. Suma resturilor posibile ale împărțirii unui număr natural de la 5 este egal cu... De suma resturilor împărțirii un număr natural la 5. Deci numărul acela se împarte la 5. Nu? Așa înțeleg. Da. Se împarte la 5 și ne dă câtul, nu știm, nu ne interesează, dar restul. Cum este restul față de împărțitor? Mai mic. Mai mic. Și ce variantă are restul? Deci restul e mai mic decât 5, strict mai mic. Da. Și atunci, ce variantă are restul? Păi restul poate fi 0. Așa, 0, 1, 2, 3 și 4. Atât. Și astea trebuie să le adunăm. Da. Ia, citește încă o dată dacă nu înțelegi bine. Dacă suma nu înțelegi. Resturilor posibile ale împărțirii unui număr natural la 5 este egal cu... Asta trebuie să... Deci rezultă, deci că yes. Yes este egal cu 0 plus 1. Foarte bine ca să spui 0, că dacă nu scria pe 0 era greșeală, nu? Da. Că unii le batează, am avut un exercițiu de asta, dar am avut și nu l-a scris pe 0 și... Deci e important să zicem că și 0 este. Dar el nu influențează dar suma. Dar dacă zicea nenule, atunci nu. Așa, așa. 0, 1 plus 2 plus 3 plus 4 și atât, nu? Da, da. Și face cât suma asta? Zece. Da? Și tu scrii tema acum, e tema, da? O să mai revenim. Dacă ți-aș zis, dacă ți-aș fi spus că numărul ien se împarte la 230,
Care ar fi fost resturile? 230. Da. 0, 1, 1 2, 2. Până la 229. 229. Ai undeva în căiția să faci un zi. Da, dar am fost să scriu pe asta. Tot, nu e job, doar nu scrie, nu jur pe nimeni, nu? Da. Deci, care sunt resturile împărțirii lui M la 230? Păi cât o lună scrie, și restul este mai mic decât 230. Mai mic decât 230. Adică R aparține mulțime 0, 1, 2, puncte. Până la 229. 229. Și acum... Hai să aflăm suma lor. Suma lor. E o sumă Gauss. Gauss, perfect. Deci S va fi egal cu S. 0. 0. Plus 1. Plus 2. Plus 3. Plus 229. Da, nu mai pune vizorul, că ne râde ăștia, nu știu să-și firmează. Nu, are, da. Pe ce se vede? Am jurat. Pe N, ca să... Da. Am numărul de termeni. Așa. Numărul de termeni, N, R. Așa nota parcă nu-i, nu? Nu, doar N. Nu, doar N. N e egal cu... Dar nu e clar că sunt 220. E clar, foarte clar că nu s-ar din 2 în 2 să știu ce da, să facă. Da, acum trecem direct la sumă. Egal mai departe. Egal cu 229 plus 1 da. Împărțit la 2. Da, 229 plus 1 ori cât sunt ei. A, da. Ori cât sunt ei. Da? Ori cât sunt ei? 229. 229 și supra 2, da? Da. Cât știi, faci o jumătate din pereche, știi cum este cea. Acum, S egal cu 230 da. Ori, facem o împărțire? 230 ori 229. 229. Supra 2. Da. S egal cu... Nu mulțim. Nu în mulțim, da. Împărțim pe 230 la 2. La 2, da. Da, simplificăm, cum spunem noi în limbajul ăsta matematic, da? Da. Sau... Și... Deci, 2 în 2... Așa, 2 în 2 odată, 1 ori 2, 2, nimic. Îl coborăm pe 3, 2 în 3 odată, 1 ori 2, 2, îl rămâne în restul 1, 0, 2 în 10 de 5 ori, 5 ori 2, 10. 115. Ori 229, da? Da. 115 ori 229. Și acum mulțim 115 cu 229. Deci zicem 229 înmulțit cu 115. Abia aștept să mulțesc cu 1. Da. Așa. 5 ori 9, 45, 4 reținem, 5 ori 2, 10, adică 4, da. Restul 1. Da, adică restul, reținem 1, da. Da, da. 11. Perfect. Și acum, 1 ori 9, 9, 1 ori 2, 2, 1 ori 2, 2, 1 ori 9, 9, 1 ori 2, 2, bun. Acum, 5, am luat 1, 13, 3. De ce am luat? Că adunăm. Păi, nu, eu ziceam că așa, foarte bine. Deci, bine că eu acum nu știu, nu înțelegeam, eram, mă gândeam la altă parte, ca să spun. Da, 3, deci 13. 10, 10, 3, iar 3. Da. Și 4, 5, 6. Perfect. Și 2. 2. 26.335. 26.335. Bun. Dar nu-i 226. 26.000. Bine, foarte bine. Uite, așa să fie cu ochii pe mine, că mai fac prostioare. 26.335. Bun. Asta l-am făcut de la noi. Da, ai înțeles tu de ce l-am făcut? Ia să văd care e. Ghicește. Băi, ca să înțeleg și algoritmul la prima problemă și da. Să-mi amintesc de sumele Gauss și asta a fost. Deci am mărit împărțitorul la 230. Da. Să văd dacă te prinzi că trebuie să duci până la 229. Adică, o dată, da. Să verificăm chestia asta. Și după
Și pe urmă se face și suma Gauss. Puteam să zic împărțit la 2. Ăsta și 0 și 1. Dar noi mai este suma Gauss. Da. Deci de ce am făcut așa? Deci vezi, asta facem noi. De la Prof Online nu se întâmplă ca la o întâlnire cu profesorul obișnuit la o meditație. Facem aceleași gata. Și tot timpul ne gândim, băi, să înțelegi mai bine, hai să compunem noi chestiuni. Da? Ai putea să faci tu unul, să compui unul de ăsta? Da. Sigur că da. Fără discuție. Așa, la 5 scriem că poate fi o sumă de strâmbi. 5, 10. Așa, deci? Așa. Suma a două numere naturale este 32. A plus B egal 32. Da. Împărțind numărul mai mare la cel mai mic, obținem câtul 5 și restul 2. Adică, A, să zici că cel mai mare. A împărțit. Împărțit la 5. La B, parcă. Deci că A împărțit la cel mai... A împărțit la cel mai mare. Nu, cel mai mare împărțit la cel mai mic, parcă zici. La cel mai mic, obținem, da. La B, înseamnă. Da, A împărțit la B. Rezultă. Rezultă câtul 5 și restul 2. Hai să traducem asta. Mai mic este egal cu... Hai să facem asta, traducem. Chestia asta, că A împărțit la B egal cu câtul 5 și restul 2, cum se traduce? A împărțit la B egal cu... A egal cu chestia... Asta e de împărțit acum. Da. A egal cu B ori 5 plus 2. Asta e. Asta îmi traducem acum, da? Da. Adică trebuie împărțire cu rest. A egal cu B ori 5 plus 2. Bun. Deci, hai să scrim încă o dată, le scrim una sub alta, cele două. A plus B. A plus B egal cu B ori 5 plus 2. B ori 5 plus 2. Să o punem prin prima, A plus B egal cu 32, să o adunăm cu a doua? Am putea, să... dar eu aș face, dar dacă le adunăm, din 2 de A. Nu mai bine m-aș duce și în locul de A ăsta, de sus, din sumă, da. Să-l bag pe ăsta care e 5B plus 2? Să-l înlocuiesc pe A-ul ăsta. Da? Da? Hai să-l fac cu altă culoare, ca să înțeleagă toată lumea. Deci noi avem că A plus B e calculată, iar pe de altă parte știu că A este așa ceva. Da. Păi nu crezi pe asta, în loc de A, cu ăsta pun 5B, ori B ori 5, ori 5B, da. Plus 2 tot face așa. Da. Deci înmulțirea este comutativă. Da. Deci ce devine prima? Rezultă de aici că B ori 5 plus 2 plus B egal cu 32. Perfect. Adică echivalent. Adică echivalent cu 5B. Da, 5B plus un B, 6 ori B. Da. Adică B ori 6 plus 2. Da, B. Da. Plus 2 egal cu 32. Da. Și acum B ori 6 egal cu 32 minus 2. B ori 6 egal cu 30, B egal cu 30 împărțit la 6 și B egal cu 6, 30 de 5 ori. 5 ori, sigur. Așa, B egal cu 5. Sau la B, la fel și pe A acum, dacă vrem chiar să la fel și pe A. Și la A. Va fi egal cu 5. Plus 5 egal cu 32. A egal cu 32 minus 5. A egal cu... Așa, din 10 scădem pe 5 ăla. Da, rămâne un 5 și punem 2, 7. Deci 26. 27 că a rămas în loc de 30 și a rămas 20, că am luat o 10. Da. Așa. Aia e
Și am aflat și pe aș pe B. Acolo ce ne spunea să aflăm numai pe cine? Numărul mai mic este egal cu 7. Deci? A e mai mic. Împărțitorul, da? Da. Nu, au B-ul, B-ul. A, B-ul, da. Așa. Deci l-am găsit, 5 mai este, nu știu. 5 este, numărul mai mic este 5. Asta a fost. Zic, te rog. Numărul numerelor naturale care împărțesc... Stop. Hai să facem și noi cum vreau un exercițiu de asta. A plus B egal cu 62. A plus B egal cu 62. Deci A plus B egal cu 62. Scrie direct A egal cu... Sau A împărțit la B. Lasă-mi că ne dăm noi șmecher, știi, da. Nu? Deci A împărțit la B. De câtul... Rezultă câtul... Câtul egal cu 7. Da. Și restul egal cu 3. Cu 3. Și de relația asta rezultă că A este egal cu B ori 7, cu da, plus 3. Perfect. Și acum le scriem una lângă alta. Ca să le vedem și mai bine. 62. A egal cu B ori 7 plus 3. Așa. Și acum ducem sus. Ducem sus. Loc de aude sus. Ducem B ori 7 plus 3. Înlocuim. Da. B ori 7 plus 3 plus B egal cu 62. Da. Rezultă că B ori 8. Stai. Sau 8B. Poți zice. 8B egal plus 3. Plus 3 egal cu 62. B ori 8 egal cu 62 minus 3. Egal cu 62 minus 3. Așa. Și B ori 8. Ori 8 egal cu 60. Deci 3 trebuie scad. Un 2 e lambda, trebuie să mai iau încă unul dintr-o 10. Și atunci vine 59. Așa e, da? 59. Am uitat să mai pun o nouă, că am scăzut din... Așa. Multă grijă. Așa, B egal cu 59 împărțit la 8. B egal cu... Ca să vedem să împart exact. Trebuie să împart exact ăsta. 59 împărțit la 8. 8 ori cât să facă 59, nu prea este. Dar la mulțire, dacă mă gândesc bine, nu prea este. 5 ori 40, 9. Da, 40. 6 ori 8, 48. 7 ori 8, 56. 56 dacă ar fi dat. Da. Ar fi fost fain de tot să vă dați 56. Înseamnă că nu l-a întâmplat să iau ieșițile. Da. Înseamnă că dacă se dea 56 aici, a fost 59, de-am scăzut noi un 3. Da. Da, dar 59 minus 3 fac 56. E bine? Da. Adică nu luăm 62. Nu 62, să luăm 56. Da. 56. Modificăm ieșițiu. Da. Că acum învățăm ceva, nu suntem la prima noastră discuții. De, deci nu se iau chiar la întâmplare. Deci mai facem săpături să descoperim cam care e șmecheria autorului. Da, da, interesant, foarte interesant. Deci nu la întâmplare. Acum se termină ieșițiul. Zicem acum 56 aici. Peste tot punem 56, da? Oriunde vedem, punem 56 ca să fie ieșițiul corect formulat. 56. 50 și cât am zis eu? 56. Nu 56. 59.
59 ca să scădem un 3. Da? 59, 59 peste tot. 59. 59. Gata, am ajuns la ultimul. Așa, 59 minus 3 și face 56, da? Da. 8, B egal cu 56, B egal cu 56, împărțit la 8 și egal cu 7. Ua, ce bine, mi se bine. B egal cu 7. Hai să vedeți și pe A. Așa, B egal cu 7. Da. Și acum A. Va fi egal cu 50... 50... Nu. A, da, 59 minus... Minus 7. Corect. Și egal cu 50 și... Perfect. Ia să vedem de curiozitate. 52 împărțit la 7 ne dă câtul 7 și restul 3? Să vezi, să vedem. Ia fă tu împărțirea. Deci 52 împărțit la 7. Da. 6 ori 7, 42. Rămâne 1. Coborăm. Nu, 6 ori 7 ori cât? De 7 ori 7. Ori 7. Tu ai 56, nu? Da. 59, da, și rămâne aproape. Deci 50 și cât am... 52. 52 împărțit la 7 e egal cu 7, 7 ori 7, 49, și restul 3. 3. Excelent! Da. Da? Deci a fost fain de tot. Eu am pus de soate, da. Hai să spunem că tu, de fapt, aici mi-ai luat numele la întâmplare. Da? Care îmi treceau prin cap. Care îmi treceau prin cap, pur și simplu. Dar nu-i chiar așa. Da. Nu-i chiar așa, că vezi că trebuie să facem corecții. Dar care e secretul? Care e secretul? Cred că trebuie să luăm noi numele în culise. Da. A și pe B. Da. Cum a fost acolo? 52 și 7. Și le împărțim. Găsim câtul, găsim restul. Și pe urmă, fie că le adunăm, da. Fie că zicem de două ori A plus de trei ori P, nu știu ce pe acolo le facem. Deci tu pleci invers, le iei tu. Ți le iei tu de la bun început. Da, 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 asta e șmecheria. Nu să fac lucruri la întâmplare. Ca nu să, să nu se mai întâmple ca să... Da. Facem cum s-a întâmplat la data trecută. Facem așa acum, să vedem dacă e ieșit șmecheria. Zicem. Hai să facem două numere nepoții. Da. Zici. Deci, A plus B. Nu, nu, nu. Nu, stai, da. Ieți un A cât vrei tu, un B cât vrei tu. A egal cu 49. 49. B egal cu 6. 6. Așa. 49. 49 împărțit la 6. 6 în 49 de 7 ori. 7 ori 6, 42. Nimic. 9 minus 2, 7. E, atunci merge mai mult. L-am depășit pe părțitor. De 8 ori merge. 8. Așa, 4, 6, 6, 8 ori. 8 ori 7. 48. Da. Da. Așa. 1 și... Atât. Atât, da. Și acum, A împărțit la B. La B egal cu câtul 8 și restul 1. Așa. Și acum, sigur. Sigur că da. Și acum dăm și suma, dar nu dăm suma. Zicem de două ori au, da. Dar orele ați mai tare. Deci 2 A plus 3 B este egal cu 2 A plus 3 B.
E calcul. 2A, adică dacă au este cât, am zis, măi? Au e 49. 49. Deci 2 ori 49. 2 ori 49 plus 3 ori B-ul era 6. 3 ori 6. Egal cu, să vedem cât de... 49. 2 ori 9, 18. 8 și 1. Așa. Da. 2 ori 4, 8 și 1, 9. 98 plus... 3 ori 9, 18. 3 ori 6, 18. A, 3 ori 6. Da? Ai zis bine. 3 ori 6, 18. Și egal cu? 8 și 8, 16, 6 și 1, 10, 11. 116. 116. Deci spui așa. Să se determine A și B. Să se determine A. A, virgulă B. Cu A mai mare ca B. Știind că 2A plus 3B, da? 2A plus 3B egal cu 116. Și cel mai mare, adică A, împărțit la B, ne conduce la câtul egal cu 8 și restul 1. Acum fără emoție îl facem. Merge treaba șnur, nu? Da. Pentru că teorema împărțirii cu rest A egal cu B ori 8 plus 1, pe A înlocuim sus, dar e 2 ori A. Da. E fain de tot. Vrei să lucrăm o leclă? Da. Să vedem cine este. Suntem curioși dacă merge sau nu. Deci, teorema împărțirii cu rest, deci rezultă de aici, din informația asta, că A egal cu? A egal cu B ori 8 plus restul 1. Și acum înlocuim sus. Așa, deci A egal cu, am rămas cu urmele. A egal cu B ori 8. Da, plus 1. Acum, 2 ori B ori 8. Deci 2, deschidem o paranteză. Dacă e o adunare, auzi deja, da, fain de detail, vine frumos să găsești. Deci 2, deschidem paranteza, B ori 8 plus 1 plus 3B, nu? Egal cu 116. Echivalent cu? Și acum? Distributivitatea. Da. 2 ori 8. 2 ori 8. Deodată, da? 2 ori 8, fac 16 B. Poate să fie 2B8, da. Dar 2B8 na, nu are rost să lăsăm. De ce, da? Deci 16 B plus... Așa, plus 1. Nu? 2 ori 1. A, 2. Aici e panta. Deci aici poți greși. Ai văzut? 2 ori 1. Deci, e distributivitatea. Da. Pe toți îi multiplic. Așa, 2 ori 1. 2 plus 3 B egal cu 116. Da, echivalent cu? 16 B plus 3 B fac cât în total? 16 cu 3? 16 cu 3 20. Da, păi 6, 30 cu 6, 9. 9, da. 19. Deci 19 B plus 2 egal cu 116. De unde 19 B egal cu 116 minus 2 și B ori 19 egal cu 114. De unde B simplu, dacă 19 de-al de 14 împărțit la 19. Știi ce B așteptăm noi? Da, cât aștept să fie B? 6. 6, nu? Da. B egal cu 6. Ia să vedem. 19 în 114. De 6 ori, că dacă să nu așteptăm 6. 6, da. 6 ori 9. 6 ori 9, 54. 4 și 5. 6 ori 1, 6 și cu 5. 11. Perfect. Păi ia să face exact, B-ul am găsit. Găsești pe A, care va fi ușor. A va fi 40.
Trebuie să ne dea 49. Deci l-am găsit pe, încă o dată, pe cine? Pe B. B egal cu cine? Cu? 6. Da. Și ca să găsim pe A, păi, ori în teoremă, uite aici, uite aici. Da, la teoremă. B ori O plus 1. Deci A egal cu? A egal cu 6 ori 8 plus 1. A 6. Egal cu 36. 6 ori 8. 48. Și 1? 49. 49. Asta trebuie. Și nu așa am luat noi, că l-am pornit de ghișițul. Poți să compui de astea? Acum câte vrei. Da? Da? Ți-ai de acasă, ți-ai tu numele din culisii, cele două numere, faci împărțirea, îi dai câtul și restul călăzine acolo. Lăstea le-ai da. La întâmplare. Da? Și pe urmă, când faci, nu neapărat numai sumarul. Ai văzut? De două ori, da, putem să zic patru ori. Și minus 3B. Scădere, ca să fie treaba frumoasă. Da, se poate și împărțirea. Ai făcut o dată împărțirea. Am împărțit la B, da? Da. Deci, numai adunare și scădere, dar cu diverse numere. Și de două ori, de trei ori, de șapte ori, minus. Cum îți vine ție acolo, ca să fie cât mai frumos. Da. Da? Eu stau și mă minunez. Și spun că așa fac ăștia ghișițele, mă. Deci asta e șmecheria. Și elevii cred că sunt niște... Da, și supra-oameni ăștia, nu? Nu, sunt oameni obișnuiți. Supra-oameni. Deci nu-s marțieri. Da. Nu? Sunt obișnuiți. Dar au șmecherii de astea pus la punct. Și pe noi ne punem la încurcătură. Dar dacă stăm un pic și analizăm și descoperim șmecheriile astea, atunci înseamnă că te simți în largul tău. Când, mai ales când ai ajuns și compui și tu ghișițiu, înseamnă că ai ajuns la un nivel în care spui, bă, nu mă îmbleacă cu prostii de astea, te-am descoperit, te știu. Așa. Ia să vedem. Așa. Numărul 4 dau câtul 3 este egal cu... Hai, așa e. Tot, pe stângă tabla mă gândesc. Da. Da? Profit de ocazie. Zic, numărul natural. Care sunt acelea? Care e împărțite? La 4. Ah, ele sunt de împărțit. Că ele sunt pe poze de împărțit, na? Da. Păi nu știm de împărțit o dată asta. Uh-huh. Deci nu știm pe de împărțit. Da, nu știm. E un N. N. Da. Deci, împărțit la 4, înseamnă că împărțit. Dau câtul 3. Așa. Este egal cu... Egal cu câtul 3. Deci câtul e 3. Da. Și restul cât poate să fie? Păi... Câtul 3. De, la cine împărțim noi? La cine împărțim? La 4. La 4. Și cât trebuie să fie restul? Cât poate să fie restul? Ce variante din restul? Păi 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, asta e. Da. A, restul A. Da, restul aparține mulțimii. 0, da. 2, 3. Da. Așa. Și acum zicem, pentru restul e egal cu 0. Da. Deci, pentru restul e egal cu 0, scrim teoria împărțirii cu restul. Și e 4. Nu, fie împărțitul. Da, egal cu 4 ori 3 plus... 0. 0, da. N egal cu 4 ori 3, 12 și 12. Este primul număr. Da. N1 notează-l pe ăsta. N1, un prim număr. Da. Pe urmă. Acum, N2. Da. Pentru restul care îl merge acum? Cu restul 1. Așa, mergi cu restul 1. Deci N2 egal cu 4 ori 1. 4 ori? Nu, 4 ori 3. Așa. Plus 1. Așa. N2 egal cu 12 plus 1, adică 13. Bun. Acum N3. N3 egal cu 4 ori 3 plus 2. N3 egal cu 12 plus 2, 14. Da. N4 egal cu 4 ori 3
plus 3 egal cu 12 plus 3, adică 9, 4 egal cu 15. Ce spui acolo? Numărul naturale care împărțite la 4 dau cât un 3 este egal cu... Câte sunt numărele? 1, 2, 4. 4? Nu atâta trebuie. Mai am făcut și mai mult chiar. Le-am și găsit. Da. Nu numai cât le-am numărat. Le-am și găsit. Numărul numerelor naturale. Așa a spus autorul. Care împărțite la 4, dau 3 și restul... Trebuie să... Asta e. Șmecheria era restul mai mic decât împărțitorul. Acum spune o întrebare. Hai să compunem în ghișiță acum. Da? Facem repede. Deci, împărțit de dreptul la cine împărțit? N împărțit la 8. Da. Fătul egal cu 5. 5, da. Așa, și restul. Trebuie să-l aflăm noi. Restul aparține cui, știi, da, mă? Restul aparține mulțimii. 0, 1, 2, puncte, puncte, până la 7. Până la 7, perfect. Știi câte sunt? Câte? Câte sunt numerele acestea? Pe 7. Când ai împărțit la 4, câte ai găsit? 4. La 8? Când împărțim la 8? 8. 8, că e și 0. Asta e poanta. Da? Că e și 0 unul din numere. Da. Da? Da, păi asta, la fiecare chestie dacă muncim. Deci vine N1. Deci pentru restul egal cu 0. Așa cum. Da. Pentru restul egal cu 0, N1. Egal cu 8 ori 5 plus 0. Așa, face 40. Egal cu 40. Da, asta e. Pentru restul egal cu 1. Da. Iar sunem N2. Egal cu 8 ori 5 plus 1. Așa. N2 egal cu 41. Corect. N3. Da. Egal cu 8 ori 5 plus 2. Da. N3 egal cu 42. Și N4 egal cu 8 ori 5 plus 3. N4 egal cu 43, N5 egal cu 8 ori 5 plus 4, N5 egal cu 44, N6 egal cu 8 ori 5 plus 5, N6 egal cu 45, N7 egal cu 8 ori 5 plus 6, N7 egal cu 46. Și câte sunt toate 8? 45. Da. 2, 4. Trebuia până la 7. Până la 7, prin 7 ai făcut? Da. E egal cu 6. Eu n-am, că m-am spus urmă, de casă, da. N7 egal cu 8 ori 5 plus 6. N7 egal cu 46. Da. Dar pe 7 n-am făcut. Păi, ăla a fost 7. Că l-am adresat un 7. L-am adunat aici câte sunt, tot 6. Deci, a 0, 1, 2, 3, acolo 4, 5. 5. 45, da. Se, așa și cu acum pentru, s-a dus 7. N8. Nu? Așa, N8. Da, N8 egal cu 8 ori 5 plus 7, N8 egal cu 47. 47. Astea sunt. În top, da? Da. Hai să facem suma lor. Deci să se facă suma. Yes. Adică yes. Egal cu. Egal cu. Nu mai punem. Nu. Nu, suma numerilor. Nu 0 plus 1 plus 2 plus 3. Bine, 40 plus da. 41 plus 42 plus puncte puncte
plus 47. Da. Bun. Acum sunt. Câte numere sunt? Să fac un număr de numere. Numărul de numere. Da, n. N egal cu. Da. Egal cu 47 minus 40. Da. Împărțit la... La rație. La rație. E 1. 1, da. Împărțit la 1. Plus 1. Plus 1, da, așa e. Acum, n egal cu 7 împărțit la 1 plus 1. N egal cu 7. Da, și cu 1? Plus 1, 8. 8. Așa, așa. Păi câte numere să vezi? Mă doresc, așa! Da, vezi? Da. Bine. Deci egal mai departe cu... Suma. Suma egal. Ne faci tu, nu? Da. Vine el timp. Vine să... ziua aia. Așa. 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 Deci. 47. Da. Plus 40. 47. Primul plus ultimul. Foarte bine, că era 0 plus 1. O prostie. Dar bine că n-am scris. 47 plus 40. Nici n-am pronunțat, nu m-a auzit nimeni. 47 plus 40. Ori câte sunt ele? Ori 8. Ori 8. Ori 8. Da, ori 8. 8 supra 2. Da. 2 cu 8 se simplifică și rămâne 4. Și face? Și acum... 87 ori 4. Ori 4. Și egal cu? Sunt egal. 4 ori 7. 4 7 2 8 32 4 8 7 32 32 32 34. Foarte frumos ești, da? Mai mult, mai frumos decât o dată autorul acolo. El numărul numerelor e, când se parte la 4 este 4. Dar noi acum am făcut o compoziție exercițiu și am mai făcut mai dificil. Da, și am făcut și cu suma Gauss. Dar se află suma numerelor. E așa și formulat. Să se afle suma numerelor găsite. Răspunsul ăsta ar fi trebuit. El trebuia să facă chestia asta până la cap. Poți să mă compui și în altul? Da. Și e păcă, da, puteam face câte reghiști vrem aici. Da. Deci, un număr împărțit la 8. Da. Împărțit la, i-a zis la put, împărțit la 27. Da. Deci numărul ne... Împărțit la 27, să conducă la câtul egal cu cine? Cu? Câtul egal cu 6. 6, da. Și restul, aparține mulțimii numerelor. Da. 0, 1, 2, 3, până la 26. Așa. Și acum, aș avea câte numere? Păi, șase, nu, sau, nu, 27 de numere. 27 de numere, sigur că da. Nu. Și până acum le cer, să se calculeze suma lor. Deci să se calculeze N1 plus N2, adică trebuie să le găsești neapărat, plus N27. Toate cele 27. Ăsta este exercițiul propus de noi și îi propui, le dai colegilor la școală. Da, ei, și ce pe care... Nu, mâine, când te duci, luni. Da, luni. Da. Uite asta, am compus exercițiul ăsta. Da. Este o chestie care se leagă cu ce e făcut înainte, e propunerea ta, este și formulat în caietel. Da. O discută. E și pe prof online, dacă nu se doamne. Așa. Bine. Dar nu cred că este altă. Te rog, Stefania. Un număr natural meu. De restul 3, la împărțirea cu 4, adică n-am împărțit la 4, o cam complicat așa, vă zic, deci un număr n, de restul 3, la împărțirea cu 4, adică n-am împărțit la 4, de restul 3. Așa, câturi nu știm. Da, restul 3. Așa, restul împărțirii numărului n la 2 este egal cu... Ia să mă citim o dată. Un număr natural n, de restul 3, la
La împărțirea cu 4. Deci împărțirea la 4 rezultă câtul semn de întrebare. Și restul 3. Restul egal cu 3. Așa. Restul împărțirii numărului n la 2 este egal cu... Deci când, când împărțim... Împărțit la 2... Câtul... Restul 3 sau la 4. Așa. Câtul egal cu nu știm din nou, dar restul este... Restul. Nici asta nu știm acum. Nu știm, da. Tu? Vezi cum facem. Sunt... În momentul de față, știu că era împărțire cu rest, cum o știu eu, și ce rămâne, rămâne cu semn de întrebare, nu? Da. Deci zic aici, că n, la prima, din prima variantă, n, egal cu cine? N, la, așa, n, împărțit la, egal cu 4 ori câtul plus 3. Perfect. Din coace. Și dincolo, n. Egal cu 2 ori câtul. Dar nu e același cât. Aici e C1, e C-al cât? A. C2. C2, așa. Ori... Da. Plus restul. 2 ori câtul plus restul. Plus 3. Plus 3, da. Dacă l-am pune într-un exercițiu, n-ai răscut ceva. Să facem același n? Să egalăm acolo? Adică, pe n de aici să-l pun aici, că e același n. Da. Și ar fi egalitatea asta de aici. Și câturile astea sunt diferite? Păi... Facem prin... Presupune? La prima? Sunt un model la întâmplare. Da. Să luăm un cât. Se dă lui ce asta o valoare. Da. 1, 2, 3 și nu știu ce pe acolo. Să vedem când se brodește. Ca da, să se facă la 2. Deci, pe urmă, ne dă un număr. Da. Uite, cum ai spus tu? Hai să luăm așa. Ce 1 egal cu 1? 1 egal cu 1. Da. Și atunci n va fi egal. N1, hai să zicem. N1 da, va fi egal. Egal cu 4 ori 1 plus 3. Plus 3. N1 egal cu 4, 4 plus 3, care dă 7. N1 egal cu 7. 7. Ia să-l împărțim la 2, să vedem ce rest ne găsim în condițiile astea. Bine, 7. Împărțim la 2. Rezultă. Dacă îl împărțim la 2, ce știm noi despre rest? Ce variante are restul aici? Păi restul, asta vrem, adică e mai mic decât împărțitorul, adică poate să fie 0 sau 1. Corect! Așa am scăpat din vedere, vezi? Acum deci, vreau să zic. Da? Deci nu am fost atent aici. Deci de aici o informație o avem. Da. Deci despre rest, care mi se cere... Adică știm restul, într-un fel. Da. Restul e egal odată cu... Restul e egal cu 1 și... Nu, 0. 0 și odată cu... Sau aparține funcție de obișnuit. Mulțime 0 și 1, da? Da. Deci autorul... Iată, dacă n-a fost un pic, un moment n-a fost atent și eram în încurcătură. Deci nu aveam motive să fiu supărat. Deci nu aveam motive să fiu supărat aici. Acum varianta e așa. Să luăm cu 0 sau cu 1? Păi dacă luăm cu 0. Așa. N egal cu 2 ori, adică 2 plus 1. Plus, nu, 2 ori ceva. 2 ori ceva plus... 0. Plus 0, da. Da? Și o să ne dea... Putem să luăm cât, să fixăm noi cât? 1. Cât 1. Deci, hai să zicem așa. Pentru R, pentru R egal cu 0, luăm un C2 egal cu 1, da? A
C2 aici, da? Aici a fost C1, aici e C2. Și atunci nu va fi, va suna așa egal cu 2 ori 1 plus 0. Plus 0. Și egal cu? Egal cu 2. 2. Dar acum el trebuie să se împartă la 4. Se poate împărți 2 la 4? Nu. Nu. Așa, cât e egal cu 1 lui? Acum. Tot cu R egal cu 0. Dar tot R egal cu 0, dacă mărim câtul? Da, adică C2. Da, C2. Egal cu 2. Cu 2. Și acum rezultă că... Nu ar suna așa. Egal cu 2 ori 2. Da, plus 0. Plus 0. Egal cu 4. 4. Și 4... Se împarte la 4. Se împarte la 4, da, e bun. Dar nu te dă restul 3. Trebuie să dă restul 3. Dar nu e corect atunci. Deci ceva nu e în regulă, nu? Hai să vedem un alt rest. Rest tot 0. Tot cu restul 0. Da. Dar poate merge când... Îl punem pe restul 1. A, s-ar putea să fie asta. Mai încercăm și cu restul din 0 odată, să vedem dacă ce sunt. Cât 2 egal cu 3, rezultă că nu egal cu 2 ori 3 plus 0. Adică 6. Egal cu 6. Da. Deci 6 se poate la 4? Nu. Deci trebuie să mergem la restul egal cu 1. Deci nu merge 6 nu se împarte la 4. Chiar dacă l-am luat pe restul, l-am luat câtul 4, 4 ori 2 fac 8, 8 se împarte la 4, dar nu dă restul 3. Da. Nu dă restul 3. Acum deci, mergem pe... Simțim că nu, cu restul 0 nu e o variantă deșteaptă, nu? Deci asta pică. Să încercăm cu restul egal cu 1. Restul 1. Că 2 egal cu 1, rezultă că nu. Egal cu 2 ori 1 plus 3 plus 1 plus 1 plus 1. Da? Ne egal cu 2 plus 1 3. 3. Așa, nu merge. Nu, nu se împarte la 4. Da, nu se împarte la 4. Că 2 egal cu 1. Rezultă că R egal cu 1 și C2 egal cu 2. Așa. Ne egal cu 2 ori 2 plus 1. Egal cu 4 plus 1, 5. 5 nu se 5 se împarte la 4, dar de restul 1. Mai merge? Mai merge, sigur. Că 2 egal cu 3. Dar tot cu restul 1. Da, dar simt că... 2 egal cu 3 și ai zis tu bine. N egal cu 2 ori 3 plus 1. Egal cu 7 și 7 împărțit la 4. Merge la dată. O dată și după... Și restul? A, 3! Excelent, da? Da. E 3. Deci asta ar fi. Deci, ce spune autorul? Un număr natural n, decâtul 3, la împărțirea cu 4. Restul împărțirii numărului n la 2 este egal cu... Răspunsul este egal cu... Este cu 1. Restul împărțirii la 2 este 1 tot timpul. Că nu merge. Când am încercat cu restul 0, nu mergea deloc. Deci rămas restul 1. Dar mi-am dat seama că mai aveam și un rest de rezervă. Da. Deci asta se poanta. Acum aș vrea să descoper șmecherea autorului. Că știi tu, Ștefania, noi ne-am obișnuit să nu trecem mai departe, că suntem timpul. Da, vreau să vă zic doar că erați prea implicați. Așa, 54.